nu merge nici măcar cu motoburghiul. Pusă frumos cu un magnet ăsta, am dat semn acolo unde trebuie și 1000 de metri pătrați suprafață. Deja am adus aici gruberul, grebla. Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou video pe acest canal. Eu sunt Ionuț Emil și în episodul de astăzi avem din nou de construit. Ei bine, după cum ați văzut și în titlu, vom extinde suprafața fermei cu aproximativ 1000 de metri pătrați. Vom construi un gard, după cum vedeți și aici în spate materialele. Am aici plasele pentru gard, panouri bordurate zincate. Am luat 50 de plase de astea. Și aici avem barele pentru stâlpi, 60 x 40 x 3 mm grosime și mai avem una aici de 80x80x3 pentru stâlpii care vor veni la porțile mari de 6 metri. Haideți să vă arăt și zona unde va fi construit gardul. Ei bine, voi închide toată zona asta. 22 de metri acolo, 44 așa și încă 22 în partea asta altă. Voi face un gard simplu, fără bordură. O să vedeți pe parcurs cum o să decurgă lucrarea. Deci de acolo până la stâlpișorul ăsta. Ăsta o să trească scos, trebuie să pun eu semne. Un semn aici pentru latura asta și un semn aici pentru latura cealaltă. Ăsta le-am pus eu pe colțuri unde sunt, unde ar trebui să fie colțurile. Porțile vor fi făcute aici, vor începe de la 4 metri de aici. De acolo până aici avem 4 metri, deci două panouri de plasă. Aici o să fie stâlpul pentru poartă până aici. Deci de acolo de la 4 metri până aici vor fi porțile, se deschid frumos așa în interior și voi ieși așa încolo. Pac, ies așa și mă duc încolo la drum. Și pot să ieși invers cu orice utilaj. Nu le-am făcut acolo unde ieșeam de obicei, pentru că, de exemplu, când o să fiu cu platforma și cu remorca, ansamblul ăsta fiind foarte lung, nu cred că pot să intru prea ok acolo. Așa că am decis să fac aici. O să trebuiască cosită lucerna pe zona asta unde construim. Avem un total de 88 de metri de gard. Vreau să extind un pic curtea acolo, pentru că momentan ce e închis acum, după cum se vede, s-a cam aglomerat foarte mult. O să vedeți pe parcurs cum o să decurgă toată activitatea. Ce să mai, să avem spor la lucru. Am întins toate barele, după cum vedeți, și acum le voi însemna la 3 metri, după care le voi tăia. Gata, mai am tăiat și barele pentru stâlpi. Aici am așezat o parte dintre ele pentru că vreau să le dau cu bitum aici pe vreo 20 cm unde ar intra în pământ, jos. La fel ca la celălalt gard, voi da și aici cu bitum. Și uite, cam așa le voi da pe toate. Am făcut și stâlpii ăștia care i-am pus aici. I-am dat frumos cu bitum. Mama cosește și acolo lucerna unde încurcă la gard. Latura asta deja a cosit-o. A cosit frumos pe aici pe unde să vină gardul ca să putem să lucrăm. Cosește și pe latura cealaltă și o să lucrăm fără probleme aici. E bine, o să vă arăt ca de obicei, după cum v-am obișnuit. Când mai lucrez câte ceva și mai apare ceva nou, o nouă etapă, o să vă arăt și vouă, pentru că nu pot să filmez foarte mult, vă dați seama, și când lucrez. După cum vedeți, lucrările sunt tu aici, facem găuri și găurele, pun apă în ele pentru că e foarte uscat pământul și nu se sapă deloc, nu merge nici măcar cu motoburghiul, am pus așa apă în toate și mâine dimineață o să fie mai moale, vă dați seama, o să putem să săpăm toată zona asta cu motoburghiul. După cum vedeți, am reușit să fixăm și stâlpii. Din nou bate vântul. Ar trebui să pun eu câteva eoliene de alea pe aici. Garantat ar produce extrem de mult curent. Aici sunt găurile făcute cu un motoburghiu. Am pus și apă în ele aseară ca să intre stâlpii acum mai ușor. I-am bătut în așa fel încât să se fixeze, să stea pe poziție până vom pune plasele și vom turna betonul. Aici va fi poarta, 6 metri. Am adoptat aceeași metodă ca la celălalt gard de la stradă, doar că o să trebuiască să mai fac găurile pentru piloni, una aici și una aici. Aici sunt stâlpi 80x80, acolo 40x60. Mă apuc să card plasele aici și revin cu o demonstrație și de la montajul panourilor.
După cum vedeți, am așezat și toate panourile de gard. Acum urmează să pun toate bridele. Inițial am pus decât două, una sus, una jos, și acum mai pun încă două la jumătate. După ce strâng toate bridele astea, urmează să sudez mustăți și nu știu dacă o să mă apuc de turnat beton în găuri sau mă apuc să fac și panoul ăla de acolo. Surplusul din stâlpi o să-l tai. Bineînțeles, o să ajung la o cotă comună. Cred că o să-i tai undeva așa, o să rămână 10 cm mai sus. În timp nu se știe ce o să se întâmple. Posibil să torci o bordură, așa pot să-l slăbesc bridele, le ridic plasele mai sus și pot să torci și bordură pentru că îmi las surplusul ăla de stâlp acolo. Acum nu vreau bordură pentru că fiind toată suprafața asta foarte mare și aici în pantă, dacă fac bordură nu o să poată să scurgă apa decât până canale de alea pe care le-aș lăsa în bordură. Așa acum se poate scurge foarte ușor și nu se inundă nimic când plouă foarte rău. Hai să băgăm și aici bridele. Cam așa arată o bridă, o platbandă de asta găurită și mai vin două piulițe. Bridele astea de jos le pun mai apropiate între ele, la fiecare îndoitură de asta a panoului de gard pun câte o bridă pe partea de jos, după care o să mai pun una aici la jumătate, pentru că jos e mult mai solicitat gardul și are nevoie de o prindere mai bună pe stâlp. Îmi place extrem de mult prinderea asta, nu trebuie să dai găuri, nu trebuie să sudezi, nu trebuie să faci nimic, pur și simplu le prinzi peste stâlp. Am montat toate bridele, acum le strâng frumos cu jucăria asta dată pe cuplu maxim. Gata, mai cu panoul ăla am terminat în mare parte, mai trebuie sudate mustăți și băgat beton și am zis să mă apuc și de asta. Am așezat deja hața, o să vină pe exteriorul stâlpilor, am pus și ruleta pentru că trebuie să însemnez acum unde fac fiecare gaură pentru stâlpi. La fiecare 2 metri voi face câte o liniuță așa ca să rămână semn. Uite așa, 2, 4... După cum ați văzut și în partea cealaltă am făcut la fel, ca să rămână semne unde trebuie să fac eu găuri cu burghiu. Voi face prima dată o gaură cu burghiu ăla mic, voi pune apă, ăla mare direct nu merge pentru că e pământul foarte tare. Și am semn la fiecare ăsta. Acum urmează să dau găuri cu motoburghiu. După cum vedeți, am reușit și am făcut și latura asta de 22 de metri, asta din capăt de aici. Aici am lăsat o poartă de 4 metri, va veni o poartă așa din două bucăți, în două foi, la fel ca și cea de acolo care e de 6 metri. Am spart puțin aici terenul pentru că e foarte înclinat și porțile trebuie neapărat să le pun drepte, așa că am spart un pic acolo ca să vin cu aia mai jos, să nu ies aici foarte sus. Am sudat și mustățile, cât un etrier de ăsta așa pe fiecare stâlp. Plasele sunt deja așezate, prinse cu toate cele 4 bride, așezate frumos așa în trepte. Acum mai trebuie decât să bag beton în găuri și să aștept să întărească ca să pot să montez și porțile. Bineînțeles, trebuie făcute și alea. Vreau să vă arăt și cum fixez stâlpii ăștia mari aici la porți. La stâlpii ăștia mari, unde vin porțile, folosesc aceeași metodă cum am folosit și la gardul pe care l-am făcut în partea cealaltă la stradă. O grinduță așa frumos și cu doi piloni. Aici am pus scândurile astea ca să nu fiu nevoit să urc cu betonul pe toată suprafața până sus. Până aici, dacă mi se umple jos, e de ajuns, după care în dreptul stâlpului să urc până la suprafață. Ce să mai? Trebuie făcut beton acum și umplute găurile. Gata și cu betonul, absolut totul e betonat, făcut un pic așa frumos deasupra. Aici am făcut așa o românească, să zic așa, ca să umplu și în partea asta, să umplu și aici și să nu încurc nici la poartă. Am absolut peste tot pus frumos beton. N-am ținut cont să fac la același nivel betonul de aici cu cel de acolo. Nu contează dacă rămâne spațiu mai mult acolo și aici mai puțin, oricum e terenul un pic în pantă. Știți ce urmează acum? O pauză pentru că am muncit destul astăzi. M-am apucat de lucru și la porți. După cum vedeți, fac rama porților din pătradă asta de 30x30x2. Balamale folosesc de tipul ăsta, tot reglabile, doar că se reglează mai greu, nu se mai reglează așa ușor ca cele pe care le-am folosit la gardul ăla de la stradă. Trebuie scos bolțul și dat poarta jos ca să poți să reglezi. Bucșa asta o voi suda așa aici. Exact așa vor veni.
Jos deja am fixat bara asta, e perfect dreaptă, am sudat-o decât sus aici și aici un aft. Am poziționat-o și pe cea de sus, pusă frumos cu un magnet ăsta, am dat semn acolo unde trebuie, am prins-o cu o clemă. Scara am pus-o la jumate ca să nu facă burtă, la fel pus cu bolobocul perfect drept. Ei bine, urmează să sudez și astea, să sudez și invers și revin direct cu finalul, gata! Măi, după atâta muncă am ajuns și la rezultatul final, aproape rezultatul final, pentru că mai sunt mici detalii de făcut care se vor face pe parcurs. După cum vedeți, porțile sunt gata. Astea sunt porțile de 6 metri, una de 3, una de 3, 6 metri în total. Și mai sunt acolo două porți la 4 metri, deschidere amândouă, adică 2 cu 2. Haideți să vă arăt în prima fază aici. Cam asta e structura pentru o poartă, o ramă și o traversă. Târpii de la porți am întărit și pe ei cu traversă aici frumos. Balamale reglabile, după cum ați văzut și mai devreme în clip. Am pus și capace metalice la stâlpii ăștia mari și la stâlpii ăștia mici trebuie să le pun capace de astea de plastic, dar încă nu o să le bag pentru că mai vreau să fac ceva și nu pot să le mai scot după. Aici mai trebuie luat din pământul ăsta, coborât puțin terenul ca să putem să punem un strat destul de mare de pietriș. Aici încă n-am făcut acel pilon, să zic așa, care va fi de beton în pământ în care vor intra aceste zăvoare, pentru că trebuie să aduc mai întâi la nivelul final, să zic așa, terenul. Am lăsat provizoriu așa. Aici am făcut eu două zăvoare de astea mari așa frumos, pe care poți să le iei așa frumos, l-ai ridicat, i-ai dat drumul, unde l-ai pus acolo să oprește poarta. Aici am pus capace frumos de plastic, la fel și jos, datorită arhitecturii folosite, să zic așa, cu traversa asta frumos, nu se lasă absolut deloc. Ia uite, și n-au nimic sub ele. Aici iarăși traversă cam partea cealaltă, balamale reglabile și aici. Ei bine, astea sunt puțin mai greu de reglat față de cele pe care le-am folosit la gardul ăla de la stradă. Trebuie să scoți neapărat bolțul ăsta și să dai poarta în afară ca să poți să o reglezi. La celălalt gard, la celelalte porți, reglezi direct în piulițe fără să mai demontezi poarta. Prinderea, după cum am arătat și mai devreme, cu bride, 4 bride de astea frumos. Stâlpi avem 40x60x3, stâlpi ăștia mai micuți, ăștia mari de la porți 80x80x3 și traversele astea și rama de la poartă 30x30x2. Panourile de gard sunt modelul puțin mai gros, de 4,2 mm, 2x2x4,2 mm. Am terminat și cu vopsitul, astăzi au fost și vopsiți. Am aplicat înainte un strat de grund cu inhibator de rugină pe bază de fosfat de zinc, după care un email super lucios, gri antracit. Și cam ăsta e rezultatul, ia uite ce frumos se vede, super, super frumos. Avem un total de 88 de metri de gard, începând de acolo, toată latura asta așa până acolo și încolo așa frumos. 88 de metri liniar de gard și 1000 de metri pătrat suprafață. Deja am adus aici gruberul, grebla, o să vă arăt imediat și ce s-a mai modificat pe aici. Și la porțile astea la fel, astea sunt mai micuțe, astea le-am pus direct pe stâlpul ăsta mic de 40x60 pentru că sunt mai mici. La fel și aici aceleași zăvoare și aici trebuie îndreptat terenul. Aceleași balamale și aici, reglabile, aceleași zăvoare, aceeași arhitectură, să zic așa, peste tot, ca să fie cât mai frumos, cât mai estetic, să fie peste tot la fel. Toată latura aia o voi împânzi cu frasen și salcâm pentru că vreau să facă peste ceva ani ca o perdea forestieră, să țină frumos adăpost. După cum vedeți, încolo e câmp și ar fi super această perdea, să zic așa, de pomii aici, pentru că va ține adăpost foarte bine. Am făcut curat și aici la Scubi, pentru că era un dezastru total. După cum știți din episoadele trecute, cum arăta cotețul aici la căței, așa că le-am adus vila asta din curte. Scubi stă frumos aici. Bineînțeles că intră și ciorăpel cu Scubi aici, în cușca asta. Arată altfel acum, chiar e super frumos față de ce era înainte dezastru ăla. Cu cușca asta arată mult mai bine, mult mai curat totul. Scubi, ce faci, mă? Îți place? Nu, acasă? Ia uite-i, ureții.
Haideți să vă arăt și cum se vede din exterior. Îmi place maxim cum se văd porțile astea. Bineînțeles, sunt gândite tot ca celelalte porți de la stradă, să se împacheteze așa frumos, să nu te încurce cu absolut nimic. La fel și aia se împachetează pe panou celălalt de gard. Cam așa se vede și din exterior, drept la perfecție. Cam asta a fost și cu acest proiect. Ei bine, aici se încheie și clipul meu de astăzi. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați la canal pentru a fi la curent cu toate videoclipurile pe care le voi posta. Și până data viitoare, ca de fiecare dată, vă doresc numai bine! Oh, oh, oh.